Bine v-am regăsit, sunt Daniel Coman, iar dumneavoastră sunteți alături de Euronews România la știrile dimineții. Începem jurnalul orei 9. Iată informațiile momentului. Fostul premier Petre Roman și fostul vicepremier Gelu Voican Voiculescu pot fi urmăriți penal în dosarul Mineriadei după ce președintele a semnat cererile procurorilor. După zile cu temperaturi de 30 de grade Celsius, vremea se răcește în toată țara. Sunt ploi, vânt puternic și grindină, iar la munte ar putea să ningă. Este grevă generală în transporturile de toate tipurile astăzi în Grecia. Nu circulă trenurile, autobuzele, metroul și taxiurile, iar din porturi nu vor ieși feriboturile. Documentarul care prezintă viața fostului tenismen Ilie Năstase a avut premiera la Sala Palatului aseară și s-a încheiat în aplauzele publicului. Fostul premier Petre Roman și fostul vicepremier Gelu Voican Voiculescu pot fi urmăriți penal în dosarul Mineriadei după ce Klaus Iohannis a semnat cererile procurorilor. Ministrul Justiției a transmis deja procurorului general al parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție cererile de urmărire penală primite de la președinte. Arina Delcea ne explică. Bine v-am găsit! Petre Roman, care era premier în iunie 1990, și Gelu Voican Voiculescu, vicepremier atunci, sunt acuzați de procurori de crime împotriva umanității. Ce s-a întâmplat acum? Președintele Klaus Iohannis a acceptat solicitarea procurorului general. Acum urmează ca toate documentele să meargă la Ministerul Justiției și din acel punct procurorii pot începe urmărirea penală. Pot să-i cheme pe cei doi la audieri, adună probe, întocmesc rechizitoriul, iar apoi dosarul Mineriadei poate ajunge în instanță, la Înalta Curte de Casație și Justiție. Aș mai puncta, doamnelor și domnilor, că președintele Klaus Iohannis nu a dat curs deocamdată unei solicitări similare venite pe numele fostului președinte Ion Iliescu. Acum, ce spun procurorii militari despre Petre Roman și Gelu Voican Voiculescu? Ei doi ar fi printre demnitarii care au orchestrat Mineriada din 13-15 iunie 1990, când, vă amintesc, peste 10.000 de mineri au ajuns în capitală ca să oprească o manifestație pașnică a bucureștenilor în piața universității împotriva lui Ion Iliescu. 4 oameni au murit atunci și peste 1.000 au fost răniți. Vorbim de fapte așadar petrecute în urmă cu 34 de ani și iată, nici acum nu s-a făcut lumină. În 2017, o decizie a Curții Europene pentru Drepturile Omului a obligat statul român să ia măsuri. Acela este momentul în care dosarul Mineriadei a fost trimis în judecată, iar fostul președinte Ion Iliescu, fostul premier Petre Roman, dar și fostul șef al Serviciului Român de Informații Virgil Măgureanu au fost cercetați. Numai că, 2 ani mai târziu, în Alta Curte de Casație și Justiție a decis să anuleze toate probele și să trimită înapoi întreg dosarul la parchetul militar. Abia în 2020 decizia a fost considerată definitivă și procurorii au început dosarul de la zero. Suntem doar într-o reluare, pentru că acest lucru s-a mai întâmplat în urmă cu 4 ani, 5 ani, când dosarul a fost trimis în instanță, au fost anulate toate probele în instanță, procurorii nu și-au făcut datoria, n-au făcut un dosar complet neprocedural, ca atare nu facem altceva decât reluăm totul de la început. Dosarele acestea sunt dosare grele, sunt dosare de istorie, care au încadrarea dată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului, nu de parchetul general și nici de Ministrul Justiției și nici de nimeni în România. De Curtea Europeană a Drepturilor Omului, care a stabilit că în perioada decembrie 89-iunie 90 în România s-au săvârșit crime împotriva umanității. Aceasta este încadrarea. Deci ca atare vrem dosare făcute dumnezeiește din punct de vedere procedural, profesional vorbind, pentru a nu putea fi întoarse de la instanță sau eventual atacate într-o cale extraordinară la finalul lor sau, de ce nu, chiar la CEDU. Înțelegem mai multe despre contextul vremii, atât cea în care s-au petrecut evenimentele, cât și cea în care suntem, alături de Adrian Cioroianu, istoric. Bună dimineața, vă mulțumim foarte mult că ați acceptat invitația noastră aici la Euronews România. Eu vă mulțumesc. Acuzațiile din acest dosar sunt foarte grave, crime împotriva umanității, iar evenimentele de atunci au fost și ele, unele de mare amploare și de mare gravitate. Și totuși, domnule Cioroianu, 34 de ani mai târziu, încă discutăm despre acest stadiu al justiției, al procesului de justiție. Cum ne explicăm asta?
Păi cred că ați sintetizat foarte bine. Dacă vreme de 34 de ani nu s-a reușit tragerea unor concluzii, deși premisele sunt clare sau au fost aproape clare de la bun început, cred că vă dați seama de șansele ca, iată, la o generație jumate după evenimente, să încercăm să reparăm balanța dezechilibrată a justiției. Sigur că, pe de o parte, e cea mai rușinoasă pagină din capitolul tranziției românești. Această mineriadă a fost un act oribil, un act decis politic și permis politic, dar permiteți-mi să spun, ascultându-l, vedeam ce spunea domnul Mărieș și pe fond îi dau dreptate, dar permiteți-mi să spun că nu văd nici măcar astăzi posibilitatea unui proces reparatoriu, pentru că nu cred că e posibilă această revenire după 30 de ani, după 34 de ani. Nu cred că în tot acest timp s-a urmărit cu seriozitate aflarea ca atare a adevărului. Ori timpul, din păcate, să știți că în acest caz transformă acel capitol în istorie. Studenții de astăzi pot să facă lucrări de diplomă despre mineriadă sau despre chinurile politice ale tranziției românești, dar am mai curând încredere în justiția istoriei decât în justiția, cum să spun, ca proces juridic. Aș vrea să facem un exercițiu de imaginație, un scenariu absurd, să-i spunem, în care mâine, chiar mâine, deși știm că este imposibil, am avea o decizie a justiției privind numele oamenilor vinovați și pedepsirea lor. Ce importanță mai are după 34 de ani? Putem vorbi de o compensație morală, poate? Evident că există acest principiu al compensației morale. Până la urmă, justiția nu are un termen de valabilitate. Cu toții ne imaginăm sau ne bucurăm să credem că justiția este binevenită oricând. Poate să vină la un an, la 5 ani, la 10 ani sau la 50 de ani. Pe de altă parte, trăim totuși într-o lume reală în care vedem cum se desfășoară lucrurile într-un spațiu real, pe nume România, și asta mă face pe mine să fiu destul de sceptic referitoare la soluționarea acestui dosar și deși mi-aș dori, în teorie, mi-aș dori, așa cum spuneați, ca acest proces să se încheie odată pentru totdeauna, în realitate rămân sceptic și mai mult de atât rămân oarecum cu acest semn al întrebării în ce măsură această justiție despre care vorbiți mai interesează astăzi la nivel real societatea, pentru că societatea a devenit imună la dezbaterea despre primii ani 90. Destul de puțini oameni sunt interesați și evident că justiția e un principiu în sine, nu e un principiu al majorității neapărat. Dar am și această durere ca profesor de a vedea că mulți dintre contemporani nu mai sunt deloc interesați de aflarea ce s-a întâmplat atunci. Dacă ați putea rezuma totuși în doar câteva fraze pentru cei care nu au trăit acele vremuri și pentru cei care nu au cum să le studieze în școală, pentru că istoria contemporană este prea puțin prevăzută în manualele din ziua de astăzi, ce le-ați spune de fapt din perspectiva dumneavoastră de istoric despre ce s-a întâmplat atunci? Ca să fiu foarte deschis, eu nu am cum să fiu obiectiv, pentru că atunci eram student, în acele zile eram student al Facultății de Istorie, aproape pot să spun povestea acelor zile pas cu pas, și i-aș sfătui pe toți cei care doresc într-adevăr să cunoască realitatea de atunci, pur și simplu să se întoarcă la surse. Aveam o presă destul de vie în acel moment, au apărut între timp cărți nenumărate și din acest punct de vedere adevărul poate afla oricine. Cred că adevărul e deja cunoscut printre noi, doar că el nu a acoperit sau n-a primit acoperirea justiției. Dar, repet, a fost una dintre cele mai jenante și mai rușinoase pagini din tranziția românească. Adică asta ne-a pus în presa mondială, ne-a pus sub un mare semn al întrebării și, într-un fel, a pus sub semnul întrebării însăși Revoluția Română, care avusese loc
o jumătate de an înainte. A fost un sfârșit prost al Revoluției Române și a fost o greșeală politică a celor care atunci conduceau România. Iar 34 de ani mai târziu, noi încă discutăm în acești termeni despre evenimentele de atunci. Vă mulțumim încă pentru că ne-ați ajutat să punem în context informațiile, domnule Ceroianu. Vă mai așteptăm aici la Euronews România. Continuăm știrile acum. 3 drone, cel mai probabil comerciale, nu militare, au fost detectate de militarii de la baza 57 în apropierea aeroportului Mihail Cogălnicianu din Constanța. Militarii au depistat aparatele de zbor fără pilot, folosind sistemele radar, dar și vizual. Au transmis imediat informațiile către controlorii de trafic aerian responsabili pentru zona respectivă. Apoi au luat măsuri de bruiaj împotriva dronelor. O comisie de cercetare a evenimentului a fost constituită la nivelul bazei militare. A fost sesizat și parchetul militar. Încă nu este clar cui aparțineau dronele sau de ce zburau atât de aproape de aeroport. Vorbim și despre vreme, pentru că după zile cu temperaturi de 30 de grade Celsius se răcește în toată țara. O avertizare cod galben de vremerea este în vigoare încă de ieri. Sunt ploi, vânt puternic și grindină, iar la munte nu este exclus să avem și ninsori. Zonele cele mai afectate sunt Banat, sudul Crișanei, Transilvania și zonele montane. Acolo vântul bate în rafale și de 70 de km pe oră. Vorbim în primul rând despre instabilitatea atmosferică, ce își va face simțită prezența la început în regiunile vestice și centrale, apoi și în restul teritoriului. Și dacă vorbim despre această instabilitate, aceasta se va manifesta prin averse, ce vor avea și caracter torențial, descărcări electrice, intensificări ale vântului, iar izolat prin grindină și vijelii. Și pentru că vorbeam despre averse, ce vor fi și torențiale, așteptăm local cantități de apă de 15-20 de litri pe metru pătrat și izolat de peste 30-40 de litri pe metru pătrat. Foarte important, codul galben, acesta vorbește despre instabilitatea atmosferică temporar accentuată pentru zona Banatului, pentru sudul Crișanei, pentru zona Transilvaniei și zonele montane. Așteptăm aici averse torențiale, cantități de apă de 20-25 de litri pe metru pătrat și izolat de peste 40 de litri pe metru pătrat, descărcări electrice, intensificări ale vântului cu rafale de 55-70 de km pe oră. Consiliul Superior al Magistraturii tranșează astăzi cererea Inspecției Judiciare de suspendare din funcția judecătoarei din dosarul accidentului de la 2 mai. Este cercetată disciplinar după ce, vă reamintesc, la primul termen din proces a întrebat dacă este prezentă în sală una dintre victimele decedate. Colega mea, jurnalista Euronews, Mihaela Barbu, este la sediul CSM și are mai multe detalii. Bine te-am regăsit, Mihaela. Ce se întâmplă dacă va fi suspendată din funcție judecătoarea? Bine v-am găsit. Dacă secția pentru judecători în materie disciplinară a Consiliului Superior al Magistraturii decide să accepte această cerere venită din partea Inspecției Judiciare, atunci judecătoarea ar putea fi suspendată din funcție până la 6 luni, în contextul în care este în desfășurare o cercetare disciplinară. În acest context a fost făcută cererea de către inspectori și această decizie poate fi contestată la completul de 5 judecători al înaltei curții pentru a fi răsturnată sau nu, în funcție de ceea ce decide judecătorii. Așa cum spuneam, o cerere venită din partea Inspecției Judiciare pentru că susțin inspectorii exercitarea în continuare a funcției de către judecători ar putea afecta desfășurarea cu imparțialitatea procedurilor disciplinare care sunt în acest moment în curs și pe de altă parte ar putea aduce atingere gravă justiției, prestigiului justiției, susțin aceștia. Așa cum spuneam, este în desfășurare o cercetare disciplinară din luna februarie, de când a avut loc primul termen în dosarul accidentului mortal din stațiunea 2 mai. Atunci judecătoarea a întrebat în sală dacă este prezentă una dintre cele două victime decedate și ar fi cerut buletinul acesteia. Atunci s-au sesizat inspectorii judiciari care s-au sesizat din oficiu și vizează această sesizare respectarea obligației de studiere a dosarelor înaintea ședinței de judecată, maniera de gestionare a dosarelor și a ședințelor, comportamentul judecătorului în timpul acestora și, de asemenea,
existența unor presupuse situații de incompatibilitate în dosarul acesta al accidentului. Este foarte important de precizat faptul că judecătoarea a mai fost sancționată disciplinar în anul 2023. După incidentul care a avut loc anul acesta, procurorii au cerut mutarea dosarului accidentului din stațiunea 2 Mai la o altă instanță, însă Curtea de Apel Constanța a decis să respingă această cerere. Îți mulțumim, Mihaela. Urmărim în continuare ce se întâmplă acolo cu ajutorul tău și te așteptăm și în jurnalele următoare. V-ați gândit vreodată cum ar fi să obțineți o autorizație de la primărie doar cu ajutorul realității virtuale? Un scenariu posibil și în realitatea în care trăim. Companiile private lucrează la asemenea soluții de care pot beneficia implicit și instituțiile statului. E însă nevoie de asocierea dintre public și privat pentru a accelera digitalizarea serviciilor de stat. Un capitol la care stăm foarte prost potrivit statisticilor europene. Vorbim în acest moment de încă o dronă profesională, o dronă capabilă să ridice greutăți, care kituri medicale către persoanele care sunt găsite folosind inteligența artificială. Se declanșează un sistem automat și kitul sau defibrilatorul este lansat către persoana dispărută. Acest tip de dronă a fost dezvoltat pentru intervențiile de căutare ale salvamontului în zonele montane. Odată ridicată în aer, drona se conectează la telefonul persoanei dispărute. Pentru dezvoltarea unor astfel de tehnologii, companiile românești pot lua chiar fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență. În total, IMM-urile au la dispoziție 350 de milioane de euro pentru digitalizare până în 2026. Autoritățile invită mediul de afaceri să acceseze acești bani și pentru a sprijini cu soluții digitale instituțiile publice. Statul are o obligație foarte mare, un decalaj de recuperat. Implementarea și dezvoltarea unor infrastructuri prin care să avem serviciile publice dedicate cetățenilor. Toate astea se pot face doar cu mediul privat, cel care este în contact cu ultima tehnologie. Spre exemplu, o tehnologie inovatoare ar putea face mai ușoară relația cetățenilor cu diverse instituții. Cu ajutorul unor ochelari de realitate virtuală, fiecare dintre noi am putea intra chiar de acasă în biroul unei primării sau al unui minister. V-ați pune ochelarii și ați interacționa cu un personaj, i-ați putea solicita, aș dori să primesc o autorizație de X și acela să înceapă să vă îndrume, să vă spună ce documente aveți nevoie. Utilizarea serviciilor e-guvernare plasează România foarte jos în topul țărilor europene care folosesc tehnologia în relația cu proprii cetățeni. Doar 24% dintre utilizatorii de internet din țara noastră folosesc servicii digitalizate ca să discute cu instituțiile statului, în comparație cu media Uniunii Europene de 74%. Războaiele din proximitatea Uniunii Europene i-au făcut pe europeni să fie mai interesați de următoarele alegeri. Peste 8 din 10 europeni consideră că votul este mai important în situația geopolitică actuală. Cel puțin asta arată datele celui mai nou Eurobarometru. Apărarea și securitatea blocului comunitar sunt din ce în ce mai importante pentru cetățenii europeni. Iar colega mea Sonia Teodoriu a studiat datele și ni se alătură cu detalii. Bine te-am regăsit, Sonia. Care e situația în România? În ceea ce privește interesul față de votul în contextul geopolitic, românii se înscriu în trendul european. Vedem că aproape 7 din 10 români spun că alegerile europarlamentare sunt mai importante acum, în timp ce 81% dintre europeni sunt de aceeași părere. Cu doar câteva luni înainte de votul din iunie, observăm că interesul pentru alegeri a crescut în Uniunea Europeană. 60% dintre cetățenii europeni declară că sunt interesați de alegerile din 6-9 iunie, în creștere cu 3% față de toamna anului trecut și cu 11% față de 2019, atunci când au avut loc ultimele alegeri europarlamentare. Dacă ne uităm la situația de la noi din țară, vedem că tot 60% sunt interesați de alegerile din luna iunie. În România s-a păstrat același procent ca în toamna anului trecut, însă a crescut tot cu 11% numărul celor interesați de alegerile europarlamentare.
parlamentare în comparație cu 2019. O treime dintre cetățenii europeni ar dori ca lupta împotriva sărăciei și a excluziunii sociale, precum și sprijinirea sănătății publice, să fie principalele chestiuni discutate în timpul campaniei electorale. Pe locul al treilea, în rândul subiectelor de dezbatere în campanie, se află crearea de noi locuri de muncă, precum și apărarea și securitatea Uniunii Europene. În România, ordinea se inversează. Pentru români, cea mai importantă temă de discuție în campanie este legată de sprijinul pentru economie, apoi de celelalte subiecte de interes la nivel european. Mulțumim, Sonia. Și o informație de ultimă oră acum, doamnelor și domnilor. Dacă vă pregătiți să plecați de acasă, ar fi bine să evitați metroul în această dimineață. Din cauza unui incident petrecut pe magistrala Pipera, o garnitură s-ar fi blocat în zona stației Piața Unirii. Colega mea, Magda Costache, vine cu mai multe informații. Bine te-am regăsit, Magda. Ce s-a întâmplat mai exact? Am găsit, a fost haos la stația de metro Unirii din centrul capitalei, iar sute de călători au fost nevoiți să coboare dintr-un tren care s-a defectat. O persoană a forțat ușile acelui tren și aceasta nu a mai putut fi închisă. Ulterior, pentru siguranța călătorilor, mecanicul a coborât din garnitură, a mers la ușile acestui tren și totodată a verificat ce se întâmplă chiar de două ori, după cum ne-au povestit călătorii din trenul respectiv. Ulterior a luat decizia să coboare toți călătorii, le-a transmis un mesaj, iar ei au fost preluați ulterior de un alt tren care a sosit la acel peron. Știm că s-a petrecut acest lucru pe magistrala Berceni-Pipera, adică cea mai aglomerată magistrală care leagă sudul capitalei de nordul acesteia și s-a întâmplat la o oră de vârf. Am văzut că foarte mulți călători au ieșit de la stația de metrou și au ales să meargă pe jos, iar în continuare este foarte aglomerat. Avem informații despre modul în care se desfășoară circulația la această oră, în aceste momente? Cei de la Metrorex au anunțat faptul că se circulă în condiții normale acum, însă încă sunt călători care spun că este extrem de aglomerat după acest incident, însă totodată este o oră de vârf, deoarece foarte multă lume merge către birou în aceste momente. Îți mulțumim, Magda, pentru aceste informații. Vom reveni la acest subiect. 50 de copii au fost mutați din clădirea veche a Spitalului Marie Curie în spitalul construit de Asociația Dăruiește Viață. Este prima unitate medicală pentru copii construită în ultimii 30 de ani în țara noastră. Secțiile de oncologie, neurochirurgie, terapie intensivă, dar și blocul operator au fost mutate în noua clădire, făcută din donațiile oamenilor și companiilor. Acum, la 9 ani de la începerea proiectului, cei mici sunt tratați și au avut loc și primele operații. Andra are 2 ani și jumătate și este internată în secția de neurochirurgie. Ea a fost primul pacient mutat în noua clădire a Spitalului Marie Curie, construită de Asociația Dăruiește Viață. A fost foarte încântată de ceea ce a văzut. Foarte încântată. Cred că tot ceea ce s-a făcut ajută la procesul de vindecare pentru copiii noștri. Noua secție de neurochirurgie are aproape 1000 de metri pătrați. În vechea clădire, aceasta avea 80 de metri pătrați, echivalentul unui apartament cu 3 camere. Inițial am avut 3 pacienți, deci a fost ușor pentru noi să îi relocăm. Actual avem 10 pacienți deja și am umplut la capacitate maximă compartimentul. Pacienții care pot să fie mobilizați au mers deja la locurile de joacă și pe unii din ei i-am dus și la sala de cinematograf. Cei mici au camere de joacă, cinema, un studio de radio, un observator astronomic, sală de sport și recuperare. Iar părinții pot sta cu ei, deoarece există paturi și nu mai trebuie să doarmă prin mașini dacă au venit de la distanțe mari. Știu povestea unui copil care pe secția veche stătea nemișcat în pat și s-a ridicat pentru prima dată și a venit în camera de joacă. Mai e povestea încă unui copil care nu vorbea și a scos primele cuvinte în dimineața aceasta. E minunat ce se întâmplă, e minunat ce ne oferiți, e minunat că, așa cum spuneați, pot veni cu copilul meu acasă, adică în România, nu mă gândesc să mă duc în altă parte. Are 12 ani și o să se facă bine.
Secția de oncologie s-a mutat acum pe un etaj întreg. Fiecare salon are baie proprie și găzduiește cel mult 2 pacienți. Din vechea secție au fost transferați 11 copii, iar blocul operator este construit exclusiv din sticlă pentru a reduce numărul de infecții nosocomiale. A fost primul copil operat în condiții de maximă siguranță și de maximă bucurie pentru toată lumea și astăzi, acum când noi vorbim, în blocul operator se operează. Clădirea are 12.000 de metri pătrați, 9 etaje și 140 de paturi. Atât construcția, cât și dotările de ultimă generație au costat 50 de milioane de euro. Totul a fost posibil datorită donațiilor și sponsorizărilor celor 350.000 de oameni și 8.000 de companii. Există în România 12 centre oncologice pediatrice. Niciunul nu are la dispoziție toate specialitățile la un loc. Copiii sunt mutați dintr-un spital în altul pentru diferite proceduri. Este primul spital în care copiii vor putea fi tratați în același loc de echipe multidisciplinare. Este primul spital care are deschise parteneriate cu cele mai mari clinici de oncologie pediatrică din lume. Spitalul dăruiește viață. S-a născut din eșecul statului român de a construi. Eșecul statului român este constant. Pe viitor va exista și primul departament de radioterapie pediatrică, iar Dăruiește Viață va continua proiectul cu a doua clădire, un campus medical. Astfel vor fi condiții de tratament pentru toți copiii, indiferent de afecțiunea lor, dar și spații de cercetare, training și locuri de cazare pentru părinți. Este o anchetă a Inspectoratului Școlar Buzău la Colegiul HD după ce elevii și părinții au reclamat o profesoară de limba română care face grave greșeli literare și de exprimare. De exemplu, ea le-a spus elevilor că Luceafărul, cea mai cunoscută poezie a lui Mihai Eminescu, este un roman. Copiii și părinții au depus plângeri și sunt îngrijorați de faptul că un profesor care face asemenea greșeli poate preda în continuare. A fost odată ca-n povești, a fost ca niciodată, din rude mari împărătești, o prea frumoasă fată. Și era una la părinți și mândră în toate cele, cum e fecioara între sfinți și luna între stele. Luceafărul, de Mihai Eminescu. Poezie sau roman? Problemele au început să apară în urmă cu 2 ani, când profesoara a preluat ore de limba română, având și un doctorat în acest domeniu. În realitate, însă, cunoștințele de limba și literatura română nu erau pe măsură, spun elevii, părinții acestora și directoarea. Ce mi-a predat Luceafărul, doamna a făcut multe greșeli de conținut, ne-a făcut și multe greșeli gramaticale, ne-a spus aberația că Luceafărul este considerat roman și nu poem. Povestea cu Luceafărul nu este unica, este un șir din multe povești asemănătoare pe care copiii la început le-au remarcat, după aceea s-au amuzat și după aceea au zis stai așa că nu se mai poate. Ne predau un model de caracterizare și a spus că personajul reacționează cu celelalte personaje și noi am întrebat, doamna, reacționează sau relaționează? Și a spus că relaționează, reacționează. Și am spus, da, dar nu sinonime. Și atât și a fost să continuăm mai departe. Greșeli care și pe care, în fiecare oră, vroiam în loc de voiam. Și-a urmat o serie de ședințe cu părinții la toate cele 3 clase. S-a procedat la asistență la oră, la doamna profesoară. S-a constatat, într-adevăr, că orele sunt extrem de defectuos susținute, că sunt lacune mari și... Mai mult de atât, noi nu prea putem face. Am dus și la inspectorat. Ne-au promis inițial că ne vor ajuta să rezolvăm problema. Între timp, directoarea și-a dat demisia și a acuzat inspectoratul că a încercat să o protejeze pe profesoară. Reprezentanții Inspectoratului Școlar Buzău au transmis pentru Euronews România că au demarat o anchetă în acest caz. Am încercat să luăm legătura și cu profesoara în cauză, dar aceasta nu a putut fi contactată. În prezent, ea se află în concediu medical. În Grecia este așadar astăzi o grevă generală ce ține 24 de ore și care va afecta puternic transporturile în întreaga țară. Ministerul de Externe de la București a emis o atenționare de călătorie și îndeamnă pe românii care merg acolo să se informeze înainte. Asta pentru că nu circulă trenurile, autobuzele, metroul și nici taxiurile. Confederația Generală a Muncitorilor Greci a declanșat greva și cere renegocierea contractelor colective de muncă și angajări de personal. Federația Maritimă Pan-Elena s-a alăturat mișcării de protest, așa că nu ies din porturi nici navele de transport maritim și nici feriboturile.
Iranul nu are capacitatea de a descuraja armata israeliană, o spune ministrul israelian al apărării, Yoav Gallant, care subliniază că țara sa va ști cum să-și învingă inamicii dacă se va extinde conflictul din Orientul Mijlociu. O întrunire a cabinetului israelian de război a avut loc ieri, după ce inițial a fost amânată fără nicio explicație. Liderii politici israelieni încearcă să se pună de acord asupra acțiunilor de răspuns. Hem lo yatslihu lemamesh mishva shona shel arta mul medinat Israel. Mitosei chel haavir po'alim bekol makom shme'a mizrach ha'tichon ptuchim. Kol oyev sheilachem negdenu. Susținătorii internaționali ai Tel Avivului spun că vor apăra Israelul în continuare, dar nu sunt de acord cu acțiuni militare directe, în care spun că nu se vor angaja. Profitând de neînțelegerile dintre politicienii israelieni, Iranul amenință că va răspunde cu arme pe care încă nu le-a folosit dacă este atacat. Pe har dalili, regimul sahionist mi-a kuchektarin sheitanati alayh سرزمین ما علیه افراد ایرانی علیه منافع جمهوری اسلامی ایران داشته باشه قطعا با پاسخ قاطع و سخت مواجه خواهد شد و همونطور که عرض کردم دیگر 12 یا 13 روز فاصله بین اقدام رژیم صهیونیستی و پاسخ مقتدرانه جمهوری اسلامی ایران نخواهد بود صهیونیست ها باید روی Statele Unite se așteaptă ca răspunsul militar al Israelului să fie limitat și posibil de mai mică amploare, urmând a fi vizate mai ales grupările militante sprijinite de Iran, așa cum sunt Hezbollah în Liban și rebelii Houthi în Yemen. We're here with the body of one of the ballistic missiles that was launched from Iran directly to Israel. This ballistic missiles are ones that has 500 kilos of explosives in the warhead. We are talking about over 110 ballistic missiles coming from Iran aiming towards Israel. These are 60 tons of explosives directly to Israel. În acest timp, Israelul cere unui număr de 32 de țări să aplice sancțiuni asupra economiei Iranului. Guvernul israelian organizează o așa numită ofensivă diplomatică internațională, cerând altor state să sancționeze Iranul în urma atacurilor din weekend. Un comandant al Hezbollah a fost ucis în Liban în urma unei lovituri israeliene. Informația a fost confirmată de grupul militant susținut de Iran. Iar armata israeliană a precizat că Ismail Yusuf Baz, pe numele său, avea misiunea de a planifica lansări de rachete către Israel de pe coasta libaneză. Bărbatul a fost ucis de o dronă care a țintit mașina în care se afla. În urma atacului, alte două persoane au fost rănite. Militanții Hezbollah și forțele israeliene s-au angajat într-un schimb de focuri după ce a început războiul dintre Israel și Hamas în octombrie. Aproape 260 de membri ai grupării și 50 de civili au fost uciși de atunci în Liban. În Israel au fost uciși 9 civili și 11 soldați. Parlamentarii britanici au votat un proiect legislativ controversat al premierului Rishi Sunak, un proiect care, în esență, prevede interzicerea fumatului. Autoritățile britanice invocă sutele de mii de oameni care anual se îmbolnăvesc din cauza fumatului, dar și zecile de miliarde de lire sterline pierdute în economie și în sistemul de sănătate. Și vapingul este vizat de legea care își dorește noi generații nefumătoare. Evident, ideea premierului a născut ample dezbateri în Marea Britanie, un subiect despre care discutăm și noi la Cube în această dimineață. Bine te-am regăsit, Radu. Bună dimineața. Înțeleg argumentele celor care vor combaterea fumatului. Încerc să înțeleg argumentele celor care spun lăsați-ne să ne facem rău singuri, noi vrem să fumăm. De ce nu ne lăsați libertatea aceasta? E puțin cam ce se întâmpla în pandemie, când și atunci oamenii voiau libertatea de a nu purta mască, deși toate indicațiile arătau faptul că acest lucru le face rău dacă intră în contact cu persoane care sunt bolnave. Și aici este o discuție despre libertăți, este mai mult o discuție filozofică, pentru că altfel datele pe care le oferă știința sunt destul de clare. Fumatul în niciun caz nu face bine nimănui și chiar provoacă boli grave. Boli grave care provoacă costuri apoi pentru stat,
Și cam aici vin și argumentele guvernului. Hai să vedem despre ce este vorba și cum ar putea să funcționeze acest cadru legislativ pe care l-a propus și pe care l-au și votat parlamentarii britanici la propunerea lui Rishi Sunak, premierul Marii Britanii. Așadar, ce prevede acest proiect legislativ? Persoanele născute după anul 2009 nu vor avea niciodată voie să cumpere țigări. Sunt amenzi de 100 de lire pentru magazine, iar în plus pot exista sancțiuni de 2500 de lire dacă se ajunge cu cazul respectiv în instanță, oricare ar fi acel caz. Rishi Sunak a spus că își propune ca acest proiect legislativ să își facă efectele, să înceapă să își facă efectele din anul 2027. Până atunci va discuta și cu administrațiile din Țara Galilor, din Scoția, dar și din Irlanda de Nord, pentru a implementa acest cadru legislativ la nivelul Marii Britanii, la nivelul întregului regat. Argumentele țin de zona medicală, pentru că multe dintre elementele dintr-o țigară, spun specialiștii, sunt nocive și mai mult de 70 dintre ele favorizează apariția cancerului. Doar pe teritoriul Marii Britanii sunt înregistrate în fiecare an peste 80.000 de decese care sunt asociate fumatului și acestui viciu, iar costurile pe care le generează bolnavii de afecțiuni asociate fumatului se ridică la 17 miliarde de lire sterline din nou în fiecare an. Apoi sunt lucruri pe care, spun specialiștii din Marea Britanie, le-ar putea evita statul prin implementarea acestui cadru legislativ. Peste 470.000 de cazuri de cancer pulmonar, boli cardiovasculare și alte afecțiuni asimilate fumatului ar putea fi evitate dacă ar fi implementată această legislație. O legislație care a existat în Noua Zeelandă, apoi a fost abrogată din motive financiare. În Mexic există, este interzis fumatul în multe spații publice, inclusiv pe plajă, de exemplu, iar Canada și-a fixat deja o țintă prin care își propune să reducă consumul de tutun cu 5% până în anul 2035 și a făcut și un lucru interesant. Acele avertismente cu care noi suntem obișnuiți pe pachetele de țigări sunt printate efectiv pe țigară, în mod individual. Un lucru foarte interesant și artistic aproape. Exact, pentru că probabil oamenii trebuie să stea să rotească țigara, să vadă tot mesajul. Uite, pare că ai înțeles conceptul, deci poate te-ai pricepe să lucrezi în domeniu. Poate încercăm totuși să informăm oamenii, da, rămânem înainte asta. Să noi rămânem impunem. Asta. Mulțumim, Radu. Am văzut care este situația în aceste țări. Vă propun să vedem și ce se întâmplă la noi, acolo unde minorii, teoretic, conform legii, nu au voie să cumpere țigări sau să aibă acces la țigări. Cu toate astea, vedem copii care fumează de la vârste fragede. Tatiana, bună dimineața. Bună dimineața. Găsesc metode de a face rost de țigări. Dar ce spun medicii despre efectele fumatului la copii? Da, indiferent de vârstă, știm foarte bine că fumatul are efecte negative asupra organismului, doar că atunci când vorbim despre copii, situația este și mai gravă, pentru că organismul lor este în creștere. În plus, efectele negative ale fumatului se fac simțite la mulți ani distanță față de prima țigară fumată și vorbim aici despre un risc crescut de a dezvolta cancer pulmonar sau alte tipuri de cancer, boli cardiovasculare și lista este, din păcate, foarte lungă cu riscuri. În plus, medicii spun că dacă începi să fumezi în copilărie sau în adolescență, este foarte greu să renunți la vârsta de adult la acest obicei, pentru că nu mai știi cum să gestionezi situațiile stresante fără țigări. Îți propun să vedem care este situația în România la acest capitol. Țara noastră are printre cei mai mulți fumători minori din Uniunea Europeană. Ultimele date disponibile arată că este vorba despre 18% dintre tinerii cu vârste mai mici de 18 ani. Aproape același procent de minori care fumează zilnic este și în Italia, în timp ce în Bulgaria vedem că situația este și mai gravă. 22% dintre minori au declarat că fumează zilnic, potrivit unui studiu european. La polul opus, cei mai puțini fumători minori sunt în Islanda. Doar 1,9%, urmează Norvegia cu 2,5%. Studiul se referă doar la fumatul țigărilor clasice, în timp ce țigările electronice sunt din ce în ce mai populare printre tineri. Așadar, numărul fumătorilor minori ar putea fi și mai mare, de fapt. Vârsta de la care unii dintre minori au fumat prima țigară este de doar 8 ani, potrivit INSP. Vorbim despre un procent de 2,4%. Cei mai mulți însă au fumat pentru prima dată la vârsta de
13-16 ani, aproximativ 50%. Totodată se observă o frecvență ușor mai mare în ceea ce privește debutul fumatului la vârste mai mici pentru băieți în comparație cu fetele. Medicii spun că renunțarea la țigară este mai dificilă în cazul celor care s-au apucat de fumat în copilărie sau în adolescență. Consumul de tutun este principala cauză de deces prevenibilă în lume, dar și cea mai importantă cauză de deces în Uniunea Europeană. Aproximativ 700.000 de persoane mor în fiecare an din cauza bolilor asociate fumatului. Mulțumim, Tatiana. Documentarul care prezintă viața fostului tenismen Ilie Năstase a avut premiera la Sala Palatului și s-a încheiat în aplauzele publicului. A fost un eveniment de gală la care au participat mai multe personalități din lumea sportului care l-au cunoscut pe Ilie Năstase și care apar în film. Nu au lipsit fostul tenismen german Boris Becker, dar și oameni importanți în istoria sportului românesc, cum ar fi Ion Țiriac, Nadia Comăneci sau Gheorghe Hagi. Documentarul a fost regizat de Tudor Giurgiu, Cristian Pascariu și Tudor Popescu și prezintă succesele primului lider al clasamentului ATP, dar și marile controverse ale carierei sale. Viața mea pe film și am ținut foarte mult să fiu în viață, să nu îl fac că după ce nu mai sunt în viață. Eu știu că am făcut treaba mea, melodia care este în film este melodia lui Sinatra, I Did It My Way, adică am făcut cum am vrut eu și sunt foarte mulțumit cum a ieșit mai mult de numărul 1, nu puteam să fiu. Este legenda României, a făcut enorm pentru tenis, dar îl iubim pentru că are o inimă mare și este un om foarte, foarte bun. Aștept cu nerăbdare să văd acest documentar. Am înțeles că este extraordinar făcut, cu secvențe pe care noi nu le-am văzut, că în vremea aceea nu puteam să vedem la televizor absolut tot și mă bucur că este prietenul meu, eu îi spun fratele meu Ilie. Afară de jucat tenis, avea și o tehnică foarte bună, atât cu racheta cât și cu mintea. Avea o secundă în plus față de ceilalți, vedea înainte lucrurile. A fi campion înseamnă să vezi înaintea celorlalți cu o secundă înainte, totul. Pe final de jurnal vă propun să ne îndreptăm atenția către Paris, acolo unde, în mod simbolic, a început numărătoarea până la Jocurile Olimpice din această vară. 100 de zile ne mai despart de startul acestei competiții. Un ceas uriaș a fost montat lângă turnul Eiffel, care numără cele 100 de zile rămase până la startul Jocurilor Olimpice din această vară de la Paris. Asta după ce ieri, vă reamintesc, flacăra olimpică a fost aprinsă în mod simbolic lângă templul zeiței Hera în Grecia, așadar doar 100 de zile până când Olimpiada va începe la Paris, doamnelor și domnilor. Iar noi numărăm acum minutele până la întâlnirea cu colegul meu Claudiu Popa. La ora 10 fix vă așteaptă cu cele mai noi informații și imagini aici la Euronews România. Noi ne începem dimineața împreună și mâine. Sunt Daniel Coman și vă mulțumesc pentru atenție. Aveți grijă de voi și de cei dragi.